lot aproape complet. Mai puțin Filip, care s-a accidentat la acesta de cupă, și Răuță, care mai are o investigație în dimineața asta. Dar e ok, sper că de mâine să înceapă să iasă la alergare. Am văzut că au venit jucători noi, am făcut ceva eforturi să-i aducem și vă mulțumesc celor din producere că m-au susținut și au fost de acord cu o să aducem acei jucători. Au semnat, dar încă nu au cartea verde, deci nu vă spun tot. Dar de meci, ce zic, că orice meci este important pentru noi și, în primul rând, este important de puncte, pentru că am pierdut puncte importante la meciurile de acasă și cu UTA și cu Rapid. În ultima perioadă am antrenat, dar din minutul 90 am oprit cronometru și am avut două obiective. Unul, să terminăm meciul prin posesie, am dat teme de joc, de obligatoriu 10 pase, și altă temă, să dăm cât mai lung. Dar să fie la peste gara, am pierdut jumate din minute, doar ca să reușim să terminăm meciul. Lucru pozitiv, în aceste două meciuri am condus, au avut și perioade foarte bune, ne-am creat și ocazii. Vorbesc de cele două meciuri de acasă, de cele de la media și nu acolo. Am avut ceva probleme. De-aia zic că aștept în răbdare acest meci de pasare. O echipă care vine după o victorie, o echipă care are condiții foarte bune, o echipă care are jucători foarte buni. Au schimbat și antrenorul, un antrenor cu experiență. Să ne așteptăm meci foarte bine. N-ați mai câștigat din 2 august. Bine, nu erați dumneavoastră aici, dar nu e o perioadă foarte lungă. N-am câștigat din 2 august. O să vină, nu o să ne mai oprim. Importantă prima victorie, după care nu ne mai oprim până la sfârșitul anului. Până în pleu. Obiectivul nostru este să ne salvăm de la retrogradare anul acesta. Nici lui Sepsin nu merge prea bine. Îi sperie din nou acum de Halloween pe... Nu știu, nu vreau să-i speriem. Vreau să facem un joc consistent, să ne creăm ocazii dacă vrem să câștigăm meciul. Deja echipa e mult mai omogenă, mai puține schimbări. În echipă nu vorbesc de meciul de cupă. Meciul de cupă a fost special. Am și protejat câțiva jucători, am și vrut să dau șansă la jucătorii care au jucat mai puțin. Dar față de meciurile din campionat, nu vor fi multe schimbări. Dar astăzi trebuie să fiu optimistă dacă îmi vedeți că domnul Cristi Bocea spune că Dinamo n-are niciun viitor și doar se vede conectată la aparate, cum? Declarația lui. Păi, dar înainte a declarat altceva. Vine Rednic și mamă ce se întâmplă. Oricum Dinamo s-a schimbat. Uitați că am pierdut două meciuri, am dat o calificare cu două echipe care se bat la play-off. Una pe locul 6, una pe locul 7 și una era pe locul 8. Dar acum, dacă viitorul a câștigat, au trecut în fața, nu știu, la Feceală sau ce. Nu au fost echipe ușoare. Deci noi le-am dominat. Am avut victoria în mâinile noastre. Am pierdut din cauza noastră. Nu că a fost adversar foarte bun sau că ne-a creat probleme. Sper că să gestionăm mult mai bine sfârșitul de meci. Cât de tare vă enervează situația în clasament? Da. Cred că n-ați mai văzut-o pe Dinamo așa de... Da, au mai fost. Am trecut cu pandemia aia, când ei au jucat foarte puțin în meciul sau și-au amânat unele meciuri. Da, asta e situația. Nu trebuie să ne uităm la clasament. Trebuie să ne uităm... Nu, sau ne uităm la clasament, dar ne uităm în sus. Cu atâtea nume noi în echipă, când va arăta echipa? Așa, când, cum vă doriți dumneavoastră? Am spus, după la an. Cei care au venit astăzi vor face testul fizic, le dăm seama cum sunt. Doi dintre ei arată bine. Vor mai pașa de transfer până la iarnă? Nu, am spus că nu. Poate un fundaș dreaptă. V-am spus că în perioada asta e greu de găsit. Nu, jucători buni sunt, dar n-au ritm.
cu pregătirea sau pur și ai nevoie de cel puțin o lună ca să fie cât de cât prezent. Apropo de fundaș de artă, vă pare rău că nu l-aveți pe Dusou aici, a dat un gol extraordinar aseară. Îmi pare rău că nu l-am pe Dusou, pe Nasser, cu jucători care au fost aici. Am adus jucători buni, gratis, cu salarii mici. După aceea s-a gestionat prost pe părerea mea, pentru că deja se formați o echipă, trebuie să facă eforturi foarte mici ca să rămână acei jucători, chiar dacă eu am fost îndepărtat de la echipă. Ați fost foarte nervos după meciul de cupă și în vestiar, cât timp v-a luat să vă calmați? Mi se pare corect când pierzi o calificare cu oraia în mână. Bă, ce ați vrea? Bă, știu că acum stați-o să pun bodyguards aici ca să nu mai stați să... Era uric, călcam pe uric, ochi. Normal când pierzi un meci, dar n-a fost, a fost ceva constructiv. Deci era al treilea meci în care pierzi la sfârșit jocul. Deci, normal că să fii supărat și în vestiare, normal. Și la pauză se dau indicații. Sunt momente în care trebuie să veniți și la pauză, să faci tumbe, să ameniți, să promiți ceva, o zi în plus, o primă. Dar bă, ca să îi trezești. Iar după meci trebuie să-i trezești mai mult, să-și dea seama, pentru că la noi orice meci contează în situația noastră. Și nu-i păcat să muncești, să faci sacrificii, că nici n-ai prea multe să le reproșezi. Bă, duci meciul până în minutul 90, vorbesc cele din campionat, și pierzi minutul 95, minutul 92, aici iei goleară minutul 91, când mai erau 3 minute și intrai în prelungiri, și era altă situație a echipei. 4 puncte, aveai 12 puncte, erai bine clasat, calificat în astea, deci câteva momente. Și asta e vorba de valoare, e vorba de concentrare, de responsabilitate. Cât timp v-a luat să vă liniștiți după meciul ăsta cu Argeșul? Deja al treilea. Da, eu mă liniștesc că am atâta experiență, dar e normal să ai reacții. Trebuie să vă amira și iară titlul, rupe, rezidențiază, omoară și-a... bătut jucătorii și e normal, voi faceți așa, la toate echipele se întâmplă și la echipele mari. În momente de astea, antrenorul trebuie să reacționeze. Mai aduceți preot, domnule Rednic? A fost preot. Nu, aici nu-i de preot. Putem să aducem patriarhul să treacă aici. Nu e de preot. Hai să mai dăm pe preot, pe ghinion. Nu e de preot sau de ghinion. E vorba de noi, de cum am zis, de concentrare, de responsabilitate în situații de asta. V-am zis că am două obiective. După minutul 90 am făcut posesie sau că pierde mingile, dai în tribună. Sunt și cazuri de astea, că important e rezultatul. Și noi ne-am pierdut punctele, nu adversarul sau nu ghinionul sau că n-am adus tot, a fost tot aici. Le zice și copilor. Bine, problema că aici sunt 10 echipe care joacă. Acum preotul nu știu pentru cine a făcut. Trebuie să mă interesez dacă alții au avut rezultate bune. Poate eu fi zis Dinamo, erau mai multe. GSU, BSU, numai Dinamo pe aici. Săracul Fechea, ce mai rău Fechea? Felicitări cu ce faceți, ce eforturi faceți. Să arate cât de cât are. Le spune și copilor de mine să ascundă mingile. Spre final acum. Da, să tica n-am copii de mică, o să le spun. Ai mai avut în carieră o serie de asta cu goluri luate așa? N-am mai fost, am mai avut. Am mai avut chiar în ultima perioadă, în Arabia Saudită, acolo. În cauza că era foarte cald, erau timp de chiar 10 minute să dea pauză, 8-10 minute. Și ajungeai la meci, jucai minutul 99, 100, nu știu că mi-a urmat în cealaltă. Să redevin băieții pitbull. Acum să mai râd. Eu le-am zis, vin cu cățeluși de aia mici. Luați-mă niște animale de alea mari să vă muște, să vă treziți. Treaba răbdare, deci nu se poate așa. Așa e răbdare. Și am răbdare cu unii dintre ei, cu unii nu am. Să vedeți că eu la echipa a doua până vor reveni. Să înțeleagă. Șanse au avut și trebuie să arăți. Acum avem concurență, deci din punctul ăsta de vedere nu pot să mă plâng. Mai fac o paranteză. Deci Nica n-a fost niciodată la echipa a doua, da? Deci cel care vorbește m-a prostit, spune. Deci Nica n-a fost, Nica și Țâră s-au antrenat cu jucătorii care n-au intrat în lot. Pentru meciul care era în săptămâna aia. Deci niciodată ei n-au fost trimiși la echipa a doua. Nu-i cazul acum. Am foarte mulți jucători.
Și am aproape 30 de jucători pe listă. Am alt probleme să prindă lotul de 20, ceilalți care nu prind, ori se antrenează, le punem la dispoziție un antrenor cu licența pro, ori se antrenează cu echipa a doua. Și sunt mulți dintre ei care nu înțeleg, adică s-au obișnuit la echipa mare și când îi trimis la echipa a doua, ori joacă cum joacă, ori li se dau accidentați. Am avut cazul și am și pentru meciul ăsta, care e un meci foarte greu, de la mine au plecat apți și când au ajuns acolo au avut o bătătură sau o unghie neagră. Deci un pic unii dintre ei sunt răsfățați și trebuie să înțeleagă că nu mai merge. Antrenorul te trimite la echipa a doua, trebuie să te duci să joci, în primul rând pentru tine. Una e să te antrenezi și una e să joci un joc oficial. Și când te duci acolo, trebuie să fii exemplu, să arăți că dacă la Liga 3 nu arăți că ești mai bun ca ceilalți și că se vede că te antrenezi cu echipa mare sau își dorești să joci la echipa mare, nu mai ți se caută la echipa mare. Spunea Răzvan Zăvăleanu că discută cu oameni de afaceri din Dubai pentru a investi la Dinamo. Mai credeți într-un investitor străin după ceea ce s-a întâmplat cu Cortaseru? Cred. Sunt destui oameni care au bani și care vor să investească în sport, în fotbal, în general. Și Dinamo nu pierzi dacă investești în Dinamo. Nu în situația de acum, până lucrurile nu se vor regla, că nu știm, nici nu știm acum echipa, cine are procentele, cine nu le are, deși alea le are o firmă, ipotecate, deci sunt mai multe lucruri care nu sunt în regulă și nimeni nu investește și nimeni nu vine la o echipă în care îi vadă clar, bă, care sunt datoriile, ce plătesc, dau bani, dar cu ce mă aleg? Palmares într-o parte, deci sunt mai multe lucruri care nu sunt în regulă și greu. Îmi doresc foarte mult și sper că el să reușească. Dar foarte greu. Un stadion nou, credeți că ar veni ceva lângă echipă? Păi, dar am înțeles că deja se fac demersuri, sunt aprobări luate. Au zis în ianuarie, acum în februarie, martie, aprilie. Cred că de ziua mea o să trebuie stadion. Dar în condiții... Dacă scap eu. Da. În condițiile date, n-ar fi mai bine poate pentru Dinamo să o ia de jos, așa cum a făcut-o rapid, în condițiile în care ați spus dumneavoastră. Cu nu, dar de ce? Acțiuni ipotecate. S-a ajuns în situația asta pentru că au fost mulți oameni care, nepricepuți, le zic eu, cu toate că alții sunt ridicați în slef. Cum poți să semnezi contracte de 30.000, de 25.000, de 20.000, când tu ești vai de mama ta? Cum poți să semnezi așa ceva? Dacă erai dinamobist, ridicai mâna și ai în fața presii, spuneai, aici nu e în regulă ceva. Nu semnezi și după aia fugi. Și acum haideți să vedem cum o rezolvăm. Și care a fost rezolvarea? Să intrăm în insolvență. Pentru că alții nu știu ce interese au avut. Și acum se fac eforturi foarte mari. Toată lumea facem eforturi, da? Vă sperie linia de clasament în deplasare? Cu un gol marcat și 18 minute. Nu, situația grea, nu mai tot îmi aduceți aminte că n-am câștigat. Dar nu câștigam și eram acolo. E clar că e o situație dificilă. Mai lăsați-mă cu clasamentul. Mi-e rău. Îl faceți invers, e bine. Cât de curând o să fie bine. Eu am încredere. Când muncești bine și ați văzut și meciurile, acum, până minutul 90, era 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 și nu mai cât. Acum nu mai e cazul. Cristi Borcea a afirmat că nicio echipă de acum din primele șase n-ar fi prins play-off-ul dacă dânsul mai față de perioada în care dânsul era patron. Dar nu mai față de perioada când erau ei patron, că nu era Cristi singur, erau mai mulți. Și alte echipe aveau alte condiții și erau alte salarii. Și aproape jumătate de milion câștigau în perioada aia. Erau jucători care câștigau la fel. Erau alt jucători și alte vreme. Acum ne chinuim. În moment ce nu ai un buget și nu poți să aduci jucători de, eu știu, de la 10, 15, ați văzut, cei care investesc că sunt aproape de grupe. Că anul trecut CFR au jucat în grupe. Deci dacă investești și ai un buget bun, se găsești și jucători. Dați-vă la exemplu la Sheriff Tiraspol.
Moldova, cine vedea cu echipă din Moldova a ajuns unde a ajuns. Mă rog, e un buget, e o stabilitate și financiară și ai de unde să aduci jucători. Sunt jucători buni care își doresc să vină chiar și în România, dar trebuie să le oferi un salariu bun. Credeți că cei de acolo plătesc mai bine decât CFR-ul sau pe CSB? Unde la șerif de naționale? Normal că sunt plătesc. V-ați lovit de problemă? Și eu i-aș plăti mai bine. Păi, vă dați seama ce bani deja, numai că au ajuns în grupă. Deci au rezolvat bugetul cu câțiva în bun. Plus, acolo ei tot timpul au fost campioni. Deci n-au un adversar în Moldova. V-ați lovit de problemele astea cu jucători care au refuzat să vină că... Auzit de Dinamo pe... Nu, când auzit de... Iar vrea să vină pentru Dinamo, dar e vorba de conjunctură, de bani, de, eu știu, în alte părți, la alte echipe sunt întârzieri de salariu, sunt mulți jucători care se plâng și le teamă. Mulți vin că, și pentru mine, că mă cunosc, că cei care au fost prin Belgia și prietenii mei care sunt o garanție pentru ei din punct de vedere financiar și numai pentru ei, pentru toată lumea. Și toți facem, am zis că toți facem efortul. Printre cei nepricepuți pe care noastră îi menționați mai devreme, oare se numără și Cosmin Contra? Nu, zice nimic, că nu a avut rezultate și are rezultate, nu-i nepriceput. A intrat și el aici într-un vârtej de ăsta în care mult entuziasm, nu știu pe ce s-au bazat, au fost ceva promisiuni, că altfel nu cred că el ieșea în față. Că suporterii pun dânsului această problemă, această vină a lui Dinamo. Nu e, deci nu are niciodată. Mai spunea cineva că a lăsat un loc călduț acolo, loc călduț avea vreo 5.000-6.000 de euro, aici avea de vreo 4 ori mai mult. A plecat a venit el să salveze. A venit pentru că ei s-au oferit condiții financiare mult mai bine decât la UEFA. Dacă spuneți că faceți toți efortul ca să duceți Dinamo, vă referiți la faptul că dați banii buzunar în continuare? Dar nu e plăcerea mea. Sunt banii mei, fac ce vreau cu ei. Uitați cum sunt și alți oameni. Ca să nu mai tot căutați, să faceți anchete. Deci din 5 jucători care au venit, doar unul singur n-a avut comision. Nu, domnule. Iar restul, un comision de 2500 l-a plătit Tatanițu, un comision de 2500 l-a plătit Iuhas, un două comisioane de 4500 l-a plătit Rednic. Dar n-a zis și să Rednic nu mai băgați bani? N-a zis acum o lună să nu mai băgați bani? Da. Noi în insolvență nu putem și altfel știți cum e, sau trebuie să știți că sunt impresarii care vin și nu vor să semneze cu mine. Dar nu este un efort mic. Trebuie să facem tot efort. Eu să dau prima la meciul acesta, domnul Iuhas cu tata Nițu să dea la meciul cu CFR, să fim aproape de echipă. Cât? Eu le dau și o zi liberă. Domnul Badea, da? Prime? Nu, domnul Badea vă completează foarte multe salarii aici. Plus DDV-ul care fac eforturile care le fac și sunt foarte mari cu ajutorul suporterilor. Deci cam ăștia suntem astăzi. Sper să vină și alții, și Arabii, și Afganistanul, și toată lumea.